Hello, vrăbiuțelor! Astăzi facem Fashion Famous, varianta de Halloween! O avem alături de noi și pe Betty. Bună, Betty! Hello! Uite ce categorie ce dat o față! Da, e... ideea e că nu e varianta, e mai degrabă ediția de Halloween. Și astăzi trebuie să fim spooky, da? Spooky scary skeletons. Da, și eu acum mă duc să-mi vopsesc părul. Sincer, nu am nicio idee în cap acum, la momentul de față, dar sper să-mi vină ceva. Mă fac momentan roșcățică. Mă duc să mă bronzez foarte albă, foarte albă, ca să fiu cât mai scary. Așa. Mă duc să-mi aleg o față. Oare au băgat fețe de Halloween și la VIP? Nu? Eu mi-am o față deja de mult. Eu mi-am luat o față cu dinți. Eu nu știu ce o să fiu mai exact. O să-mi iau machiajul ăsta. Eu n-am niciun machiaj. Efectiv, sunt zâmbitoare. Și cred că o să-mi iau și niște cornițe. Nu știu, să mă fac o creatură magică. I don't know eu ce mă fac, dar mă fac Cred că o să mă fac o creatură magică. Ok, mă duc repede să mă îmbrac. Că trece timpul ăsta, nici nu-ți dai seama. Ia să luăm pe asta? Nu-i ce trebuie. Nu-i ce trebuie. Bine, ce-i drept, noi nu o să ne potrivim cu categoria de la vot, deloc, chiar. Nu o să fim foarte... ia să vedem, ce să mă îmbrac? Băi, nu găsesc nimic așa mai de Halloween, sincer. Cred că o să rămân la prima variantă de haină. Da. Care era asta. Și o să-mi iau și ce-mi place, că aici pe spate scrie Focus. Ok, și acum să-mi iau și o fustiță. Să iau pe asta. Și o fac neagră. Super, mi-iau și o pereche de pantofiori negri. Ok, super. Și acum am nevoie și de niște aripi ceva, pentru că nu sunt deloc scary, absolut deloc. Ba chiar aș spune că sunt adorabilă. Ia să vedem unde sunt aripile. Acolo. Aici, ok. Acolo. Hai să vedem. Ce aș putea să-mi iau eu ca să fiu așa un pic mai spicy? Spicy. Eu ce e asta? Asta nu... Nu știu. Vreau ceva, niște aripi mai n-am din haine. Astea. Uite. N-am nimic. Absolut să nimic. Le luăm pe astea care e paternă din picioare pentru un motiv sau altul. Și să ne luăm și ceva, să ne punem pe cap. Ceva mai scary? N-aveți nimic? Nimic? A, dar pe cap deja am teoretic cornițe, deci nu ar trebui să mai iau nimic. Ok, hai să mergem să luăm și un animaluț. Pet! Pet! Cred că o să-mi iau un bet. Pentru că betul se potrivește cel mai bine. Betty, ce s-a întâmplat? Ce ești așa tăcută? Deja m-a scos din joc de vreo 3 ori. A, păi îți lăguiește. Păi spune-ne și nouă ce se întâmplă, că noi nu știm ce se întâmplă la tine acolo. Îi dau repornire. Ok, ok. Cred că n-o să intru în rândul acesta. Ok, sper să preușești măcar să mă botezi, nu știu, zic și eu așa. Nimic spooky pe aici, hai să ne luăm atunci din astea. O să reușesc, cred că, să trag o fugă și până la VIP. Poate totuși îmi schimb părul ăsta, că nu îl simt ca foarte potrivit. Ia, poate reușesc, dar poate nu. Cine știe. Hai să luăm pe ăsta negru, cu breton. Bine, nu e chiar negru, e mai mult, aș spune eu, așa, un fel de bordeaux. Nu poți să-l colorezi? Nu, că e de la VIP. VIP. E de la VIP. De la VIP. Hai să ne luăm mai bine furtuna din asta. Da, e ce trebuie. Și poate să-mi schimb și aripile astea, dar nu știu dacă reușesc. Ia să le dăm jos. Uite, le-am dat, dan și le luăm pe astea. Le-am luat? Bă! Gata, le-am luat. N-aș spune că sunt cele mai scary. Da, măcar sunt. Ok, time's up. Din păcate, Betty, nu cred că o să fie în această rundă. Nu, aveam două repornire. Aoleu, nu o să-mi iau nici voturile. Hai că poate reușești, ok? Deși nu știu dacă reușești să... N-am niciun fundat. Da, mă rog. Hai să vedem cum s-au pregătit restul concurenților pentru categoria de... sau cum se numește. E genofață. It's Marocarasun. Ia să te vedem. Uite ce bine s-a potrivit. Ea chiar că s-a făcut foarte așa kawaii. Da. Păi categoria asta, din câte știu eu, tot intră la kawaii, nu? Deci... Nu, e doar o față. Păi da, e o față, dar mi se pare față din aia kawaioasă. Hai, doamna, porobă. Așa, ia să vedem și pe asta. Asta tot ce-a pus ochi de kawaii. Uite. Sau nu? A, nu, are ochi scary, n-are ochi.
Are ochii albi. Spooky scary skeletons. Da. Ok, s-a făcut interesant. Poate s-a și a fost pe Halloween. Eu vreau Bilaura. Ia emotis și pare hai să punem să votez. Half turn. Show off. Head spin. Ui! Uite-te cum pot. Vă arăt fața. Chiar și dacă plec eu, vă arăt fața, da? Pentru că mi se învârte capul, v-ați prins? Mai departe, Chris. Ia să vedem pe Chris. Mama, Chris arată ca o divă din aia. Divă fashionista. Divă, dar tu măcar îi vezi sau nu-i vezi? Nu-i văd. A, Betty nici nu-i vede, Betty doar comentează așa. Ok, de. Și cred că atât a fost. Cred că atât a fost. Hai, mai urmează cineva, nu, Arms. Gata. Îmi place că a intrat după ce am fost eu pe scenă, dar mă rog, it's fine. Asta s-a făcut foarte... Eu nu pot absolut nimic. Sper că o să reușești să intri măcar la runda a doua, da? Eu sunt în joc. Eu un joc sunt, dar zic, eu nu văd personajele. Mie efectiv îmi arată podul. Absolut nimic. Așa, asta s-a făcut toată Batman și doarme. Na, e destul de ufu sau cum se numește. Acum așteptăm rezultatele. Ia. Ei, bă, dar cât sunteți? Mă, zici că a intrat toată lumea care joacă Roblox. Uite, încă una. Maximul de... Asta e doar 11. Da? Nu știu, cred că 11 și ceva. Ok. Ia stai că mă uit acum. Ia, haide, vreau să văd cine a câștigat. Dacă mai vine cineva, nu știu ce mă fac. Gata, and the winners are... Max Player 10. Cine a câștigat? Cred că sunt pe locul 2! Cred că sunt pe locul 2! Yay! Super tare! Hai că le-a plăcut totuși outfit-ul meu, chiar și dacă nu era foarte, să zicem așa, pe categorie. Dar am făcut 8 stele, adică nu prea au fost voturi, vezi? Era subiect pe primul loc dacă eram și eu acolo. Dacă erai și tu, da. Dacă erai și tu. Da, e oricum sunt foarte mulțumită. Locul 2 e foarte bine. Oh, categoria e From the Ocean. Am vrut să pun categoria Halloween, dar nu m-a lăsat. Aia e, nu e nicio problemă. O să încercăm să ne facem scary, dar From the Ocean, așa știi? O să fie, cred că, destul de provocator, adică chiar nu știu cum să mă fac, dar o să încerc să mă fac o sirenă din aia. Și fața mea la mine. Da, știu că am mai pățit și eu. O să încerc să mă fac ca un fel de sirenă din aia dark, Eu trebuie doar să aștept. Cred că o să-mi dau părul ăsta jos, dăm părul jos. O să-mi iau păr de la VIP, cred. Ia să fugim să vedem dacă găsesc. Sau nu, știi, deci, știi ce? O să-mi iau... Cred că dacă îmi dau să nu mă mai pune în joc, nu? Nu, eu zic să nu faci nimic, să nu faci scheme, că e posibil să nu mai intri. O să-mi iau părul ăsta și îl fac negru. Yay, gata! Îl fac pur și simplu negru. Eu mă fac în oranj și portocaliu. Eu în oranj și portocaliu, genial. Mă fac așa dark, știi? O sirenă dark o să eu mă fac. Eu mă fac în negru și portocaliu. Acum am nevoie de o față spooky, care încerc să nu iau tot fața de data trecută. Ia ce ochi mai avem la pe aici. La VIP este o față, dar cred că o să am luat-o pe asta cu un ochi alb. Am luat-o pe asta cu un ochi alb. Aha. Ce să-mi pun eu în cap? Asta e bună întrebare. Nu văd ceva să-mi placă de aici, dar hai că momentan le iau pe astea. Fug acum rapid să mă îmbrac. Am nevoie de, în primul rând, să dau partea de sus jos, ca să-mi iau partea de sus cum ar veni. Ok, dar nu mă lasă să-mi pun o față. Ori mi-l iau pe asta. Ori, totuși, cred că o să mă mai uit pe aici, poate găsesc altceva, uite ăsta. Mi l-am luat pe dedesubt, cred că e potrivit. Hai să ne luăm o codiță de sirenă. Ia, și asta era cool. Da, și asta era cool. Dar vreau acum o codiță de sirenă și să o fac black. Uaaa, cât de tare și bine arăt! Frate, super, mega tare. Dar aș vrea să fie totuși codița pe o parte cum ar veni, pentru că mi se pare că o să fie mai potrivită. Am coada și în spate și în față, frate! Nu-i bine, e mult prea ciudat, da. Ok, done. Și acum fugim rapid, fugim, poate găsesc alte decorațiuni pentru cap. Și poate îmi schimb părul. Eu am tot în afară de haine. Păi du-te și pune-ți-le pe și față și tot. Du-te și ți le pune. Gata, știu ce o să-mi pun pe cap. Scoatem aceste cornițe care totuși nu se potrivesc, adică nu se pliază foarte bine. Hai să ne luăm asta, să o facem neagră. Super! Luăm și încă, ce mai punem? Punem și cumva și pe asta, pe deasupra și tot neagră o facem.
Wow, ceva foarte interesant și complex. Eu m-am făcut cât de cât, cum se numește? Mă fac tot albă. Eu m-am făcut portocalie și neagră. Cât de scary arăt, frate, arăt ca o sirenă din aia care deja, nu știu, a ajuns pe mal, cumva a decedat și s-a bâhlit la soare vreo două zile. Știi, pentru că... Pentru că are un ochi, știi, un ochi alb. Sau pare că o sirenă din aia care pur și simplu e dark și așa e fața ei. Aș putea să-mi pun și aceste cornițe, da? Eu nu prea par la Halloween, dar nu par la nimic, dar sunt în culorile de Halloween. Și o să-mi pun, da, ok, super, și eu o să-mi pun și acest norișor care să plouă deasupra mea, că totuși am nevoie de puțină apă. Unde-i norul? De ce nu pot să iau norul? Trece timpul! Nu da foarte multe clicuri. Ok, dau un click. Dau un click și tot n-apare. Frate, așa, mi se pare... Eu o să ți-l pună. Nici eu n-am un efect și trebuie să mi-l pun apoi. Ah, gata, a apărut. Vezi? Da, e bine. Okay. Este ăla că când pun... Îmi ia și inimioare negre. Cât de tare sunt! Mă simt foarte cool, să știi. Da. Ia și poate să... Ia, stai să nu mă vezi, du-te tu în cealaltă parte. Nu pot, acum Betic mai am 19 secunde. Ei, și... Ei, în partea cealaltă, oricum. Încerc să nu le pierd. Așa, și aș putea să-mi pun și coroniță, cred. Ia să vedem, coroniță cu inimioare. Mamă! Pet! Cât de tare... A, nici eu nu mi-am luat pet, dar aia e, chiar nu mai reușesc, că au rămas doar 2 secunde. Dar uitați-vă cât de cool sunt! Mi-a luat o găină. Sunt atât de cool, doamne! Ia să-mi pregătesc emoticoanele, deci dacă nu câștig acum, mă supăr rău, pentru că arăt... Cred că e unul dintre cele mai preferate lucruri pe care le-am făcut vreodată în... Ia să-mi dau Fashion Famous. Eu o să fac, cred că, backflip și ceva, nu știu, văd. Ok, hai să vedem. Maes Bella. Hai să vedem pe fața asta. Dar asta nu pare că a venit din ocean, pare nu mai pare mult ceva... că e un fluturaș ceva, dar e drăguță, e drăguță, nu zic că nu e. Așa, la mine chiar se potrivește că hai să vedem, ia uitați-vă. Sunt din ocean, fraților. Da, zici că ești din ocean și acum am nevoie să-mi mișc capul, nu o să reușesc, head. Nu! Cum am plecat. Ok, am vrut să-mi îmbărc capul, da. Nu, n-am putut să fie. Uite, asta e tot drăguț. Nu pare că a venit din ocean. Drăguț. Este cute, nu zic că nu este. Și mi se pare că parcă și-a pus urechi de elf. Sau ceva de genul. Nu, sau... e doar o decorațiune de elf. Ok. Este drăguță, dar de unde vine? From the ocean? Adică pare că vine poate maxim de pe plajă. Poate e gen... Uite, și ea zis că vine from the ocean. Vezi, tot s-a făcut dark și tot e așa, da, serena. Dar nu e de Halloween, nici măcar n-aveam varianta asta, știți. Da, nu este de Halloween, dar s-ar fi potrivit ca costum de Halloween, de ce nu? Da. De ce nu? Că este o sirenă. Bine, cred că ar fi foarte greu să reproduci in real life costumul ăla. Mm-hmm. Uite și a venit din... Da, dar are costumul ăla. Da, poate este și începătoare. S-a făcut toată albastră, asta dacă intră în apă nu mai vezi, gata, se camuflează, știi? Uh-huh. Se potrivește. Ia Chris, vedem Chris. Uite, nici ea nu pare că vine de la ocean, pare că vine de pe plajă, maxim. Da, nu știu cum funcționează piciorușele astea, dar sunt foarte umflățele. Așa, eu sunt curioasă să te văd pe tine, Betty, că eu chiar nu te-am văzut deloc cum arătai. Uite-o pe Betty, el crăbuța. Ia? Ua, Betty, arăți ca muma pădurii! Doamne, ce cu fața, să te crățut fața! A, credeam că e albis ochii tăi și că e gura ta roz, sincer, așa am crezut. Vai de capul meu, Betty, nu știu ce ești, clar nu pare că vii from the ocean, dar sunt de Halloween. Dar ești de Halloween, da, corect. Ia să vedem, sper că am câștigat. Da, sunt pe locul 2, frate, și pe locul 3. Da, uite, eu v-am zis că am fost cool. Trebuia să câștig. Efectiv, dacă nu câștigam, mă supăram. Nu dați-mă, chiar de nu mai puteți. Deci, cam acesta a fost clipulețul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să îl apreciezi cu un like. Eu am fost Vrăbiuța și ne vedem în videoclipul următor. Pa!